Bună seara și la mulți ani tuturor românilor! Astăzi vă invit la o ediție specială dedicată Zilei Naționale a României. Astăzi vom încerca să rememorăm puțin din istoria României și să vorbim despre semnificația zilei de 1 decembrie. Și cum România este țara unde se nasc foarte multe stereotipuri, vom încerca să discutăm astăzi despre cel mai des întâlnite dintre acestea, dar și despre tendința românilor de a visa la momentul în care vor părăsi țara. Sunt alături de noi în această seară domnul Sorin Damean, profesor universitar, doctor la Facultatea de Istorie, Filozofie și Geografie din Craiova. Bună seara! Bună seara! Zâmbesc pentru că facultatea acum se numește de Științe Sociale. De Științe Sociale și domnul Constantin Crăițoiu, sociolog. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Vreau să vă spun că astăzi, în Craiova, Ziua Națională a României a fost sărbătorită printr-o paradă militară, dar și prin Hora Unirii, tradiționala Hora Unirii, și vă invit în minutele următoare să urmărim ceea ce s-a întâmplat în centrul orașului. Mozaic de pădure este format din militarii batalionului 26 Infanterie Nagoe Basarab și este format din militarii batalionului 20 Infanterie Dolj, fiind comandat de capitanul Irine Ristea. Urmează blocurile de defilare, de tehnică din înzestrarea structurilor aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională și subconduse de la
Am văzut că astăzi în centrul Craiovei a fost o prezență foarte numeroasă la sărbătoarea Zilei Naționale a României organizată la Craiova. Domnule Damian, înainte de 1990, sărbătoarea națională a României nu se sărbătorea la 1 decembrie. Spuneți-ne, vă rog, care este semnificația zilei de 1 decembrie și de ce s-a luat această hotărâre să se sărbătorească la 1 decembrie? 1 decembrie este socotită una dintre cele mai importante date din istoria poporului român. Este vorba de 1 decembrie 1918, anul în care s-a desăvârșit procesul unificării statale. Deci atunci când românii din provinciile aflate sub dominație străină s-au reunit cu vechiul regat și în felul acesta s-a constituit un stat pe care românii l-au denumit România Mare, cu granițele naturale, firești, și în care au fost cuprinși aproape toți românii, pentru că au mai rămas români și în Banatul, căruia noi îi spunem astăzi Banatul Sârbesc, mai sunt români și în dreapta Dunării, în Valea Timocului, mai sunt și în Munții Pindului, dar de obicei spunem că la 1918 s-au atins granițele naturale ale statului național român. Este momentul în care ultima provincie, Transilvania, s-a unit cu România la 1 decembrie 1918 printr-o rezoluție adoptată la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, unde au fost peste 100.000 de participanți care și-au desemnat delegații, 1228 de delegați care au votat în Sala Unirii unirea acestei străvechi provincii românești cu patria mamă. Înainte de 1990, pentru că ați lansat și această întrebare, se sărbătorea 23 august 1944. Această dată a fost sărbătorită între 1947 și 1989, deci în perioada regimului comunist. Și sărbătorea, să spunem, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și alăturarea de Coaliția Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. Sigur, comuniștii și-au arogat rolul preponderent în actul de la 23 august 1944, care până la urmă a fost o acțiune a regelui Mihai I, dar așa s-a întâmplat ca liderii comuniști să-și aroge acest rol preponderent în declanșarea acțiunii și prin urmare s-a tot sărbătorit din 1945 încolo ziua de 23 august ca sărbătoare națională. Însă noi cei care am prins această dată ne-am cam săturat de ceea ce însemna ea de fapt. Până la urmă se transformase dintr-o sărbătoare națională într-una menită să proslăvească președintele statului și care era în egală măsură și secretar general al Partidului Comunist Român. Deci era așa o manifestare de cult a personalității lui Nicolae Ceaușescu. De aceea, după 1990, s-a hotărât a se schimba data, nu s-a revenit la tradiția care a existat la un moment dat la noi, ca data de 10 mai să fie sărbătoare națională. Era ziua venirii lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen în România, când a depus jurământul în 1866. Era ziua în care se proclamase independența la 10 mai 1877, ziua în care s-a încoronat regele Carol I și soția sa, regina Elisabeta, 10 mai 1881. Dar cum nu se dorea să aduce aminte despre monarhie, firește că și această dată a picat. Iată că până la urmă, în urma analizei pe care au făcut-o tot istoricii, pentru că ei au fost chemați să stabilească sărbătoarea națională, s-a ajuns la data de 1 decembrie 1918, spuneam, cea care încununează o întreagă operă, pentru că în acel an nu s-a unit numai Transilvania cu România, prima provincie care s-a unit a fost Basarabia la 27 martie 1918, a urmat Bucovina 15 noiembrie același an și în fine la 1 decembrie Transilvania. Credeți că ar fi mai potrivită, ca istoric vă întreb, o altă zi pentru a fi sărbătorită Ziua Națională? Pentru că auzim diverse voci care spun faptul că este prost ales anotimpul, ziua, relaționează această zi de 1 decembrie cu faptul că este liberă și ar trebui să fie poate într-un alt anotimp în care oamenii ar putea să se bucure mai mult de aceste zile libere. Este o întrebare pe care mi-au pus-o și studenții și le-am răspuns ceea ce vă răspund și dumneavoastră acum. Nicăieri în lume sărbătoarea națională nu se stabilește în funcție de anotimp.
se sărbătorește în funcție de un eveniment important din istoria acelui neam, fie este legată de ziua monarhului, cum e cazul Marii Britanii, fie este legată de o zi extraordinar de importantă, cum e la francezi, 14 iulie, ziua căderii Bastiliei, sau 4 iulie la americani, ziua declarației de independență a coloniilor engleze din America de Nord. Dacă m-ați întreba ca istoric, eu aș merge pe tradiție, aș merge pe data de 10 mai, dar există aici, dacă vreți, un conflict, să-i spunem așa, în sensul că forma actuală de guvernământ este una republicană, ori sărbătoarea de 10 mai este una predominant monarhică. Însă, ca aducere aminte, și data de 10 mai a fost votată ca zi națională, chiar dacă ea nu este cea mai importantă din calendar. 1 decembrie este una semnificativă, așa cum am văzut, dar iată că și astăzi anotimpul ne-a demonstrat că am avut parte de o atmosferă plăcută, de vreme plăcută, oamenii s-au strâns în piață, deci a participat, am văzut foarte frumos acolo, a jucat Cora Unirii, așa cum s-a făcut de altfel și la 1918 și chiar mai devreme, la 1859, când s-a făcut primul pas spre unire, când Moldova și Muntenia s-au unit în Rusia. Vorbeați dumneavoastră de, și chiar vorbeam, da, discutam că până înainte de 1990 a fost 23 august și până la urmă ce a însemnat cu adevărat și în ce s-a transformat, atunci sărbătoream întoarcerea armelor împotriva Germaniei. Astăzi nici nu poate fi vorba de așa ceva, suntem de partea cealaltă. Eram cu rușii împotriva vesticilor, acum suntem în NATO, în Uniunea Europeană, Germania conduce Uniunea Europeană, Statele Unite conduc NATO și suntem, iarăși, da, avem și o bază la Deveselu care a fost transformată din bază rusească în bază americană. Deci, și unul dintre stereotipurile care circulă despre noi este faptul că nu ne dăm după cum bate vântul, ca o trestie, așa? Nu, poate vorbim puțin și despre chestia asta. Da, este unul dintre stereotipuri. E multă vreme, mai ales în urma percepțiilor din exterior, se creează această imagine că ne-am cam orientat în funcție de cum ne-au fost împrejurările mai favorabile sau mai puțin favorabile. Însă trebuie ținut cont de contextul geopolitic al vremii. De multe ori s-a pus chiar problema păstrării ființei naționale. Ceea ce s-a întâmplat la 23 august 1944 până la urmă a fost un astfel de moment într-un context geopolitic aparte. Am participat la războiul din răsărit pentru a elibera Basarabia și nordul Bucovinei, însă în momentul în care lucrurile au scăpat de sub control, Germania nazistă deja suferise grele înfrângeri, s-a pus problema aceasta. Dacă vrem să ne păstrăm ființa națională, totuși trebuie să facem ceva. Și s-a făcut acest lucru, este un mare merit și o acțiune de curaj a regelui Mihai I, ceea ce a făcut la 23 august și de altfel a și fost recompensat pentru lucrul acesta, a fost decorat nu numai de către Uniunea Sovietică, cum greșit s-a spus la un moment dat, ci și de americani și chiar de către britanici. Rolul său este recunoscut în Europa, de altfel este printre puținii monarhi care a participat la cel de-al doilea război mondial și care mai este în viață. Deci stereotipul acesta cu românii care se orientează în funcție de cum bate vântul, eu cred că poate fi ușor demontat dacă analizăm lucrurile în profunzime. Domnule Creițu, eu pentru că sărbătorim astăzi Ziua Națională a României, vreau să vă întreb, credeți că patriotismul mai este o noțiune de actualitate în secolul nostru? Cred că el redevine de actualitate. E adevărat că se exprimă într-un alt mod sau poate valorile lui oamenii le trăiesc fără să le mai asocieze cuvântului patriotism. Pentru că, din păcate, el a suferit în perioada regimului comunist o anumită uzură. S-a făcut acest un cult al personalității, un cult al regimului comunist, multe dintre lozincile din acea perioadă, pe care oamenii erau obligați să le susțină, erau foarte departe de adevăr. Se vorbea despre societatea multilateral dezvoltată, dar în fiecare zi se oprea energia electrică și așa mai departe.
Și cumva reacția de după 90 a fost cumva să ne ținem departe de acele manifestări care erau proprii regimului comunist. După care a urmat, a apărut de fapt o atitudine foarte critică față de ce înseamnă să fim români. Cumva am trecut dintr-o extremă în cealaltă extremă, din a ne crea un cult, a vorbi despre noi ca fiind, nu știu, exponenții cele mai dezvoltate societăți, în a ne vedea în imaginea opusă. E adevărat că și unele manifestări sociale, unele probleme sociale au creat nemulțumire și această nemulțumire există în continuare și în acest moment, dar eu cred că vârful atitudinii antiromânești pe care noi am avut-o ca și popor a fost depășit, iar acum trăim un reviriment al patriotismului și al mândriei naționale. Deci spuneți că românii încearcă să-și redobândească acest sentiment de patriotism și de naționalism. El vine în mod natural. Ai nevoie ca să te afirmi ca identitate, ai nevoie ca să supraviețuiești ca și popor sau chiar ca și minoritate, vorbind aici despre românii care trăiesc în afara granițelor. Da, mă întreb asta pentru că... Vă spuneai tu, ai spus mai devreme despre naționalism și Cristian Tudor Popescu a avut un text pe această temă între naționalist și național. Și cred că această noțiune se redefinește astăzi în condițiile în care suntem într-o uniune, mai ales în contextul acestor migrații. Da? E o confruntare, se spune, o confruntare între civilizații, astfel încât este noi ne încadrăm în civilizația occidentală, acum cel puțin așa ne place să ne identificăm, și tindem să ne identificăm mai mult cu europenii, da? Cu vest-europenii, astfel încât, și s-a discutat de multe ori, ce mai sunt acum granițele naționale. Deci ar trebui să ne construim și o identitate europeană la ora actuală, astfel încât vechile noastre, răfuieli, între ghilimele, cu ungurii, cu bulgarii, cu vecinii, că se spunea că cine a fost cel mai bun vecin al nostru, Marea Neagră. Da. Eu cred că acum facem parte într-o altă familie și chiar și chestia asta cu naționalismul capătă o altă dimensiune. Da. Extrema dreaptă nu cred Dacă că mai... Dacă îmi permite să intervin, firește, acum naționalismul nu-l gândim în termenii aceia extremi. Da? Este vorba de sentimentul pur național, de apartenență la o națiune, de stat, apartenență la un stat național. Ceea ce spuneați mai devreme cu identitatea națională și identitatea europeană, că ar trebui să ne construim și această identitate europeană, eu cred că deja am construit-o. Sunt ani buni de când am intrat în Uniunea Europeană, nu se fac 8 ani de zile de când am intrat în Uniune. Eu cred că această identitate națională deja ne-am consolidat-o, iar cea europeană a venit să îmbrace foarte frumos identitatea națională. Eu nu văd un conflict aici între identitatea națională și identitatea europeană, ci dimpotrivă, un binom, deci o evoluție simultană a celor două concepte, identitate națională, identitate europeană, care nu fac altceva decât până la urmă să ne conserve și tradițiile și obiceiurile, dar în egală măsură să ne racordeze și la ceea ce se întâmplă în Occident. Dar aș vrea să vă întreb, scuzați-mă că întrerup, în această identitate culturală și economică europeană, nu cumva tinde să apare un conflict față Bogdan, de noi? Vom răspunde la pauză. Această întrebare după publicitate. Doamnelor și domnilor, luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu ediția noastră specială dedicată Zilei Naționale a României. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV.
Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în direct, vorbeam înainte de publicitate despre identitatea României în spațiul european, iar colegul meu, Bogdan, adresase o întrebare. Te rog, Bogdan, dacă... Da, vorbeam înainte de pauză de identitatea noastră europeană și constatăm că în ultimul sfert de secol, în ultimii 25 de ani, cam 4 milioane de români au plecat în străinătate, să muncească în străinătate, astfel încât visul multora dintre români acum, care au sau n-au rude în străinătate, este să trăiască în altă țară, deci nu aici, și asta vine pe fondul unui declin economic al României. Și ne întrebam noi dacă nu cumva identitatea noastră europeană, în această identitate, noi nu ne simțim cumva cetățeni de rangul 2. Da, în ce mă privește, n-aș privi așa de pesimist lucrurile. Eu nu cred că suntem cetățeni europeni de rangul 2 în Europa. Trebuie, în primul rând, să analizăm foarte serios faptul că intrarea noastră în marea familie europeană este totuși recentă, da? În al doilea rând, înșiși europenii trebuie să se familiarizeze, să se refamiliarizeze cu ceea ce înseamnă România. Mulți dintre ei nici nu știau unde să o amplaseze pe hartă acum câțiva ani în urmă. E clar că în aceste condiții să apară și stereotipurile, să apară și acuzele, dar uitați-vă la, nu neapărat la românii care pleacă în afara granițelor pentru aș câștiga traiul zilnic. Uitați-vă și la românii de succes, la cei care au reușit, la românii care sunt acum în funcții importante, atât în instituțiile Uniunii Europene, cât și în instituții din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Noua Zeelandă. Sunt români care au reușit, care prin munca lor și-au câștigat și-au dobândit un nume și în felul acesta sunt recunoscuți ca atare. E adevărat că valurile acestea de imigranți veniți în ultimii ani a demolat puțin imaginea pe care o aveau occidentalii față de români, dar depinde numai de noi să ne construim imaginea și să facem în așa fel încât să fim socotiți egali, de plin egali cu ceilalți cetățeni europeni. Deci eu n-aș socoti că suntem cetățeni europeni de rangul 2. Dimpotrivă, am demonstrat că suntem o nație de oameni capabili, de oameni inteligenți, de oameni care sunt serioși și reușesc să câștige bine în oriunde s-ar afla. E adevărat, nu întotdeauna statul îți poate oferi condițiile cele mai bune și România a trecut printr-o perioadă foarte grea, încă trece, parcă nu se mai termină perioada asta de tranziție, au trecut 25 de ani de la răsturnarea regimului și tot așteptăm să fim pe calea cea bună. Vom fi și pe calea cea bună și lucrurile se vor rezolva, cred eu de la sine. Și totuși tabloidele, da, mass media din țările occidentale tind să stereotipizeze imaginea noastră. Am văzut când s-a dat drumul la muncă în Marea Britanie, toți ziariștii s-au dus pe aeroport să vadă puhoiul de români care vin să le ia lor slujbele bine plătite. Vin ăștia și au făcut asta în campanie electorală și cumva... S-a suprapus și peste campanie electorală, da, exact. Și cumva subiectul acesta este neapărat depășit, dar
s-a rezolvat. Adică ei au ridicat o întrebare, s-au ridicat o problemă și tot ei și-au răspuns singuri la problema respectivă, pentru că românii din Marea Britanie, românii din Anglia, din Londra în special, sunt unii care s-au afirmat profesional și care sunt foarte apreciați din punct de vedere al eticii muncii. Pentru că românii emigranți, ei au ajuns cel mai frecvent în țările din afara granițelor României, mânați de o anumită nevoie. Nevoie de natură economică și cu o anumită responsabilitate față de familia din țară. Cel mai adesea sunt copii acasă, sunt părinți care depind de veniturile lor și modul în care își trăiesc viața românii de peste granițe care se află în situația aceasta este complet diferit decât o fac oamenii originari din țările respective. Pentru că ei sunt acolo ca să strângă niște bani și asta denotă un anumit stil de viață. Mai cumpănit, mai econom, o foarte mare responsabilitate în privința muncii, pentru că când ai mai puține lucruri, temerile sunt și mai mari. Și ușor, ușor lucrurile acestea au devenit cunoscute și chiar sunt calculate din punct de vedere economic. Plus că un român este dispus să muncească mai mult și mai bine. Și pe bani mai puțin față decât ar fi. Și plus că mai vin acești imigranți care le arată că nu românii erau adevărata lor problemă, ci și anumite probleme interne. Vorbeam în pauză, păi ăștia care s-au aruncat în aer în Franța erau francezi de două generații. Vorbeau în franceză la telefon, hai să mergem să ne detonăm. Da? Francezi pe care ei n-au reușit să... i-au integrat o parte dintre ei, dar n-au reușit să... neintegrarea economică s-a suprapus peste cea culturală. Dar tot francezii explică că este vorba despre o creștere a comportamentului radical în Europa. Dincolo de naționalitate, dincolo de religie, extremismul începe să prindă din nou contur și este o expresie, tot ei, prin cercetările pe care au făcut, au arătat asta, să dea expresie un anumit tip de disperare, de neintegrare socială. Aceleași forme de violență le-am văzut și în America. Cu americanii care se duc și cumpără arme, da, așa, și intră într-o școală și fac măcel, nu? Doar că ei găsesc o justificare, da, pe cale religioasă. Găsesc un sens. Nu. E un fenomen, da, care se desfășoară în Europa. Asta îi consideră eroi, ca și considerat psihopați. Și apoi avem chestiunile punctuale, ISIS, Al-Qaeda, adică lucrurile sunt destul de diferite din punctul ăsta de vedere. Dacă îmi permiteți, eu cred că imaginea asta negativă care s-a perpetuat vis-a-vis de românii din afara granițelor naționale se datorează sau are loc și ca urmare a mass mediei, a exagerărilor care au loc în media când este vorba de asemenea subiecte. Așa cum se întâmplă și la noi, nu? Când apare ceva care nu este în limitele normalității, în mod firesc, imediat media exploatează subiectul. Și se pune accent mai mult pe negativism. Așa, exact, așa se întâmplă peste tot. Cum ar zice, mass media apreciază sau tinde să publice știrile negative. Exact. Nu da. Să scrie nicăieri, exact. Uite, ăsta e român și ce bine sau face să el. Să creeze niște povești, cum, da. să exagereze, să creeze niște personaje negative, exact. Pentru că tabloidul vinde foarte bine și cel mai bine toată lumea, numai în România, pentru că el creează emoții. Exact. Emoții de dispreț, emoții de ură, emoții de dragoste, emoții de, nu știu, de milă și așa mai departe. Dacă s-ar face chiar o statistică între emisiunile cu pondere pozitivă și cele cu pondere negativă, disproporția ar fi așa de mare. Da, păi chiar există astfel de studii. Exact. Există chiar expresie că good news is no news, adică o știre bună, exact, nu este știre. Nu? Iar emigrația este o teză, este o temă politică. Să nu uităm că și noi avem discursul. Deci fostul președinte Traian Băsescu, da, a mers spre zona asta. Nu vrem imigranți afară cu ei. Noi primim, nu vrem cote. Constituția României interzice, deși la nivel european politica este să redistribuim, pentru că presiunea pe ei este foarte mare, pe statele dezvoltate. Așa și ei, când au alegeri, se gândesc să construiască discursuri de genul noi mai primim pe români și bulgari, pe este europeni, că ei ne iau joburile bine plătite. Este teoria țapului spășitor, care apare de fiecare dată în situații dificile. Trebuie să explicăm. Italienii, de exemplu, La Liga a făcut asta foarte bine în ultimii ani, explicând problemele economice ale Italiei
prin și problemele generației tinere care nu mai este autonomă și care începe să devină aproape ca în perioada după război, să devină dependentă de părinți, și explică lucrul ăsta, spune, de vină sunt emigranții. Pentru că ne merge rău, pentru că nu aveți voi joburi, pentru că nu vă mai ajunge salariu, de vină sunt ăștia care v-au luat locurile, că dacă nu veneau, aveți salarii mai mari. Dar nimeni nu spune că datorită unor minți luminate, și de multe ori se întâmplă că acele minți luminate să fie din România, statele respective se află unde se află, din punct de vedere economic, tehnologic, medical și așa mai departe. Vorbeam și mă gândeam la un alt stereotip. Noi ne apărăm patria, n-am fost niciodată cuceritori. Asta e o virtute a noastră, e ceva cu care ne mândrim. Dar uite, francezii au fost cuceritori, au fost imperiu și nu-i blamează nimeni pentru chestia asta. Germania a fost imperiu, da? Marea Britanie. Nimeni nu-i hulește astăzi să spună, băi, ce răi sunt ăștia, dar românii, pe de altă parte, au stat în banca lor, sunt cumiți. Tot pe noi ne pun la zi, da? Aici, într-adevăr, pentru că suntem săraci, pentru că suntem rămași în urmă, pentru că... Da, e un stereotip care încă funcționează. Într-adevăr, nu e un motiv de mândrie ăsta, că n-am fost un popor cuceritor. Ba da, ar fi trebuit să fim. Ar fi trebuit să fim, pentru că, până la urmă, așa a demonstrat istoria, nu? Reușești să-ți impui și propriile tradiții și cultura și civilizația și limba prin astfel de acțiune. Așa au fost timpurile, așa au fost vremurile. Din păcate pentru noi, ca urmare a situației geopolitice și faptul că am fost înconjurați mai tot timpul de mari imperii, a fost foarte greu să ne asumăm un asemenea rol, să reușim să ne depășim propriile granițe naționale. Și când am făcut-o, dar nu într-un, să spunem așa, nu într-un sens foarte pozitiv. În 1913, în al doilea război balcanic, cum bine se știe, am trecut la sud de Dunăre, era cât pe ce să luptăm cu bulgarii, nu am mai luptat pentru că bulgarii imediat au cerut pace, dar am obținut un teritoriu, este vorba de sudul Dobrogei, Cadrilaterul, cum a fost numit ulterior, un teritoriu care era un teritoriu strategic acolo. Majoritatea populației nu era populație românească. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Aia a fost o acțiune menită să ne asigure granița de sud a Dobrogei. Deci o porțiune de teren judecată din punct de vedere strategic. Și a mai mers odată în 1919 la Budapesta? E adevărat că n-am mers la Budapesta, ne-am și întors. Deci n-am rămas acolo, ne-am întors de la Budapesta, chiar dacă am agățat, cum se spune, o pinca pe Parlamentul, clădirea Dar Parlamentului. Dar apropo, știți care este Budapesta? Steagul Budapestei? Roșu, galben și albastru. Am descoperit acum 2 ani. Am avut nevoie Bine, să... Bine, vorba de steagul orașului. Da, steagul orașului. Mai există o explicație pentru faptul că nu am ieșit din făgașul ăsta al nostru, natural, care ține de creștinismul românesc. Una dintre explicații se bazează pe faptul că suntem cu adevărat un neam creștin, un neam de oameni credincioși și că din acest motiv vărsarea de sânge nu ne-a plăcut. Și un alt stereotip, poporul român s-a născut creștin. Da. Ne-a născut sau nu creștin? Ca orice popor am fost creștinați. Chiar de Sfântul Andrei. Și chiar Sfântul Andrei considerat. Da, exact, l-am sărbătorit chiar ieri. Undeva prin anii 54 sau în perioada aceea, anii 50, ar fi fost pe teritoriile, exact, actuale teritorii românești, undeva în zona Dobrogei. Da, revenind de puțin la imaginea românilor, mai ales acelora care sunt plecați în străinătate, am citit în foarte multe studii faptul că românii se confruntă cu complexe de inferioritate și spuneați dumneavoastră mai devreme că ați citit într-un studiu ceva foarte interesant, de unde se naște acest complex de inferioritate. Da, este un studiu făcut la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, e cumva o replică a unei cercetări realizate de Constantin Rădulescu-Motru, pe care a publicat-o în lucrarea Psihologia poporului român undeva la începutul secolului 20 și încearcă cumva, din punct de vedere psihologic, să creioneze un portret al românului.
În general, aceste cercetări, ele trebuie privite cu oarecare îngăduință, pentru că tendința aceasta, sau nu, încercarea de a defini științific un popor a sfârșit cel mai adesea foarte rău în istorie și pe concluziile respective mai degrabă s-au întemeiat acțiuni rele, rasiste, chiar genocid și așa mai departe, decât fapte bune. Adică aceste studii nu duc neapărat la înțelegerea între popoare sau în înțelegerea interiorului acelui popor. Și în anii 50-60 s-a scris foarte mult despre limitele unei astfel de abordări, dar cu toate acestea a existat acest exercițiu și multe alte exerciții referitoare la definirea poporului român, dar, repet, putem să vorbim doar așa, mai degrabă ilustrativ decât cu precizia pe care știința o are în mod obișnuit. Și una dintre concluzii era aceasta, că noi avem un complex de superioritate și că e o anumită autosuficiență de care cred că ne lovim destul de des și în trafic. Și în românul e isteț, românul e descurcăreț, românul e... Dar... Nu, atitudinea asta, că eu sunt cel mai tare, că nu mai e nimeni ca mine, că cu o anumită lipsă de respect bazată pe atitudinea asta de frondă și așa mai departe. Și cercetătorul respectiv care a coordonat studiul spunea că acest complex de superioritate apare dintr-un complex de inferioritate. E ca și în psihologie, unde infatuarea se bazează pe lipsă de încredere. Deci te dai mare când de fapt știi că e o anumită slăbiciune pe care tu încerci cumva să o compensezi. Iar el a mers mai departe cu această idee și a tras o altă concluzie, că de fapt este vorba de potențialitatea pe care noi ca și popor, ca și oameni și ca și popor o avem, potențialitatea pe care nu simțim că este valorizat. Îmi aduc aminte o discuție cu un coleg de-al meu acum mulți ani, care era ales alt drum în zona privată și spuneam, păi băi, dacă mă apucam eu să scriu, deci ce scriam eu, n-ar mai fi scris nimeni. Și el chiar susținea mai departe lucrul ăla, fără ca el să fie adevărat sau chestiile astea. Românii au inventat aviația, românii au descoperit stilou, românii aici s-a născut civilizația în Carpații. Există un curent din ăsta, da, care noi suntem buricul pământului, pe de-o parte. Aici este grădina Raiului, că există piramide sub Carpați, de sunt multe. Deci o grămadă, internetul prin Facebook-ul este plin de așa ceva. Piața filozofală este la noi, sunt multe. Și de partea cealaltă, ăștia sunt pesimiștii, ăștia sunt optimiștii. Partea cealaltă sunt pesimiștii. Dom'le, dar ce țară nasoală, nu? E foarte frumoasă, păcat că e locuită. Spunea Nil Cioran, România e mai mult geografie decât istorie. Deci noi n-avem civilizație aici, n-am construit Nicolae nimic. Nicolae Iorga a zis ceva, că o boală românului este lipsa de caractere, parcă. Problemă care se repetă. Da, eu cred că întotdeauna adevărul este undeva la mijloc. Deci nu suntem nici mai frumoși decât alții, nici mai deștepți, exact. Dar nici mai puțin deștepți. Suntem o nație, cred eu, normală, o nație de gintă latină, cu un spirit, să spun așa, înfocat, fierbinte. Avem și oameni deștepți, avem și oameni mai puțin deștepți. Nu am fost nici buricul pământului, nici, să spunem, sămânța civilizației universale, însă, fără îndoială, am avut o contribuție și avem o contribuție importantă la civilizația, cultura și civilizația mondială. Ca orice alt popor, eu nu cred că nu există în lumea asta popoare unde să existe o elită intelectuală care să se afirme într-o anume direcție. Sigur, sunt și cazuri în care avem de-a face cu populații nomade sau cu populații care trăiesc vremelnic între granițele acelui stat și care nu ies cu nimic în evidență. De pildă, de mongolezi, ați auzit ceva în ultimii 20-30 de ani de ce se întâmplă în Mongolia? Nimeni nu prea știe despre ce se întâmplă acolo, dar cu siguranță că există și acolo există ceva, și pentru că altfel n-ar exista ca și popor, n-ar exista ca și nație. Se fac foarte multe exagerări și, din păcate, exagerările acestea prind mai ales la tinerii care accesează astăzi din ce în ce mai des internetul. Mă refer la cei care constituie, să zicem așa, acel grup majoritar pentru care internetul este sursa primordială. Și nu merg și la alte surse menite să le ofere imaginea de ansamblu. Și în momentul în care au intrat pe internet și au dat peste astfel de năzdrăvănii, mulți dintre ei încep să creadă.
să încep să creadă că sunt adevărate și mai ales în momentul în care mai vin și oameni cu experiență și spun că da, noi suntem... Și mai ales dacă vine ca o supracompensare, asta nu mai când vorbim. Te uiți cât de sărați suntem și ce dificultăți avem, dar când citești o chestie de asta pe internet, că noi suntem buricul pământului, cine am fost și ce ne vom fi, arăși. Și asumăm faptul că până la urmă și nu e un lucru de rușine, este un lucru adevărat. Ține de istoria noastră, de evoluția noastră ca și popor, nu suntem o mare națiune, nu suntem o mare cultură, în sensul în care poate fi definită o mare națiune, nu că ar fi națiune superioară și națiune inferioară, nu cred că există popor mai important decât alt popor, dar prin prisma impactului pe care o națiune l-a avut la un moment dat asupra istoriei globale, să spunem, pe aceea putem să o definim ca fiind o națiune mare, națiune de, vorbim de Imperiul Roman sau de alte, acum de Statele Unite ale Americii, de exemplu. Da, cultura, nu avem aceeași, cultura, deci la nivel mondial nu avem același impact din punct de vedere cultural, din punct de vedere economic, precum are Statele Unite ale Americii. Dar acum ar trebui să ne luăm rolul în serios și să, în această familie europeană, că spunea, domne, țara noastră mică, până la urmă are, da, 16-17 milioane de locuitori, este o țară de mărime medie, da, este, am înțeles, ca a șaptea țară ca suprafață în Uniunea Europeană. Ce să mai zic de cele trei state baltice, Belgia, Olanda, Luxemburg, care nu sunt nici că țara românească, da, dar iată, mici la stat, mari la sfat, adică, da, ca și suprafață, ca și populație, poate, dar acolo, în inima Europei, ca și cultură, ca și... Eu cred că nu neapărat educația ne lipsește, deși apăruseră unele sondaje care spuneau că tot așa de chestia noastră duală, ai noștri sunt cei mai deștepți, a doua limbă vorbită la Microsoft e română, dar pe de altă parte, sondajele spun că analfabetismul e în creștere, abandonul școlar e în creștere. Nu neapărat ne lipsește și chestia asta, dar cred că ne lipsește și cultura civică, civism, doar unele, toate trebuie luate în considerare, care nu ține neapărat de... La Microsoft se vorbește limba română, asta spune ceva, adică nu trebuie pierdută din discuție, nu trebuie pierdut niciun argument. Este un argument care ar trebui să ne ajute să mergem mai departe ca și... Sunt românii solidari sau sunt individualiști? Știți ce ne lipsește cel mai mult? Promovarea. Noi nu știm să ne promovăm, nu știm să ne facem reclamă, valorile, nu știm să ne promovăm elitele, nu știm să ne promovăm oamenii care au o minte strălucită. Aici stăm cel mai prost, la modalitatea de promovare. Vis-a-vis de ceea ce m-ați întrebat mai devreme, că sunt solidari sau nu românii. În istorie, de pildă, de-a lungul vremurilor, în vremuri de restriște, să zic așa, românii au fost solidari. Dar s-au mai și ciondănit între ei. Au fost și momente, se certau țările române, și normal, au fost și momente când n-au dat dovadă de o astfel de solidaritate. Dar eu cred că totdeauna în momente de pericol, în momente dificile, românii reușesc să se mobilizeze și au demonstrat-o și acum, o lună în urmă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și după publicitate despre solidaritatea românilor, acum luăm o scurtă pauză și apoi ne întoarcem cu cea de-a treia parte a emisiunii. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura dolceană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți.
Am revenit în direct, vorbeam înainte de publicitate despre solidaritatea românilor, dar și despre faptul că românii stau cam prost la capitolul relațiile de cooperare. Domnule Crăițoi, ne spuneați că ați participat odată la o dezbatere și se vorbea despre acest capitol, relațiile de cooperare la Craiova. Cum stă situația? Ce ați aflat? În sociologie există un capitol de evaluarea capitalului social. Și acesta se bazează pe două principii, pe încredere și pe cooperare. Și când vine vorba de evaluarea încrederii, se calculează distanța socială, așa se numește. Cu cine ai fi dispus să lucrezi dacă vecinul tău ar fi de o anumită etnie sau de o anumită naționalitate? Cu cine ai fi dispus să te căsătorești? Și așa mai departe. Sunt toate situațiile acestea măsurate și în funcție de răspuns se stabilește distanța socială. Iar aici, spre deosebire de alte subiecte, avem consens în privința studiilor sociologice, adică ele repetate și la nivel național și pe anumite orașe au dat aceleași concluzii, anume că relațiile între români sunt de tip bounding, avem încredere decât în persoanele din grupul de referință. Și aici există o diferențiere a noastră foarte clară, cel puțin față de Occident. Și toate cercetările, inclusiv la nivel mondial, World Value Survey, ilustrează același lucru. De exemplu, fac acum cu studenții mei la sociologie comparată o cercetare comparativă între România și Germania. Și chiar săptămâna aceasta am prezentat comparativ rezultatele privind încrederea în familie și încrederea în prietenie. Sau prețuirea familiei, prețuirea prieteniei. Pentru germani și pentru nordici, prietenia este noua familie. Deci aproape foarte greu să le disociez pe cele două. La noi, în schimb, prietenia este foarte importantă doar într-o anumită etapă de tinerețe, spre sfârșitul facultății. După ce se întemeiază familia, ea intră într-un declin și ajunge spre zero, acolo unde se află încrederea în vecini, în conaționali, nu mai vorbim de străini, persoana de altă religie, altă orientare sexuală și așa mai departe. Aici toleranța noi teama față de celălalt este foarte, teama față de celălalt este foarte pronunțată, dar nu acceptăm cu greu străini, deși se spune că suntem ospitalieri și am înțeles că există sondaje care spun social suntem ospitalieri doar cu străinii. Aici nu trebuie să etichetăm nimic, adică aici nu știu, afirmațiile categorice, judecățile de valoare nu se întemeiază pe studiile acestea. Pentru că, pe de-o parte, noi ne reiese faptul că nu avem încredere, dar explicațiile trebuie să treacă din strat în substrat, să intrăm în zonă de antropologie, de psihologie, de religie, istorie și așa mai departe, pentru a înțelege exact ce înseamnă asta. Și care este cauza? Da, pentru că în același timp suntem capabili de solidaritate. În același timp am văzut ce s-a întâmplat acum cu incidentul de la Colectiv. Este, din punctul meu de vedere, cel mai frumos moment de solidaritate pe care poporul român l-a avut. Adică n-au mai fost scindați, n-au mai existat voci, nici măcar în minoritate care să exprime altceva decât milă, decât compasiune față de acele victime. Gândiți-vă la toate altarele care au fost deschise în marile orașe și oamenii veneau și puneau lumânări. Să nu mai vorbim de donațiile care s-au făcut din toate orașele țării către și atunci avem aceste contraste. Da. Avem aceste contraste sau se spune despre noi, nu avem încredere în străini, dar în același timp, una dintre caracteristicile noastre cele mai importante ca și popor este ospitalitatea. O altă caracteristică pe care o putem afirma ușor este aceea că avem capacitatea de a înțelege alte culturi, de a le interioriza, de a le privi din și asta e o anumită flexibilitate a spiritului românesc, o anumită abilitate pe care el o are. Contradicțiile, contrastele s-ar putea să fie ele o caracteristică noastră. Da, dacă îmi permiteți, nu trebuie uitat în același timp că trăim într-o societate dinamică, într-o societate total diferită față de cea de dinainte de 1989. Deci noi trebuie să învățăm reîntoarcerea la capitalism. Ori într-o societate capitalistă, dinamică, și individualitatea este mai puternică. Se merge mai puțin pe solidaritate, pe colectiv, și se merge foarte mult pe individualitate, pe realizarea individului și în societate și în lume în general. Și uite că se observă această individualizare, se observă în ziua de astăzi. Dar totuși, în ciuda acestui fapt, încă mai există câteva fărâme de momente în care dăm dovadă de solidaritate așa cum a trebuit de altfel. Asta discutam și noi, că nu prea mai avem soluții colective, ci soluții individuale. Inclusiv aia să pleci din țară să-ți faci tu un rost, în loc să pui umărul la, nu știu, ridicarea României. Da. Să vă zic ceva interesant și distractiv în același timp referitor la emigrare. La ultimul laborator de la
cercetare sociologică avansată de la master de săptămâna aceasta, am analizat pe un exercițiu pe care l-am făcut cu ei despre iubire. Studenții masteranzii și-au dorit subiectul acesta, am zis, ok, hai să-l cercetăm din punct de vedere sociologic. Și scopul era să-i învăț cum se fac corelațiile, interpretări și așa mai departe. Și la un moment dat, unul dintre masteranzi a lansat ideea aceasta să cercetăm și sacrificiu în privința iubirii. Bun, și atunci am pus vreo câteva întrebări, dacă ați fi dispus, ce ați fi dispus să faceți pentru perioada pe persoana pe care iubiți, dacă ați fi dispus să emigrați de dragul ei, dacă ați fi dispus să renunțați la prieteni, la pasiuni, la familie și așa mai departe. 80% ar fi dispuși să emigreze de dragul persoanei iubite. Pentru ceilalți, celelalte erau toate sub 50%, chiar spre 0%, de exemplu, doar 15-20% erau dispuși să renunțe la familie de dragul iubirii. Sau la carieră, asta pentru alte discuții, erau aproape la fel de puțin dispus să renunțe la carieră de dragul persoanei iubite. Dar la țară, 80% erau dispus să renunțe. Iubire de la persoană la persoană, nu ne referim iubire romantică, la iubirea față de țară, nu știu, la sacrificiu față de țară, de un ideal comun, nu știu. Poate și asta ar trebui evaluată sociologic, să vedem ce ar fi dispus tinerii noștri să facă în ziua de astăzi. Dacă ar pentru fi dispusă România. Pentru România, pentru cred că s-a testat pentru asta. Pentru cumva, comunitate, nu știu, pentru război. Și du-te tu. Exact. Asta exact, dacă sunt convocați acum, se dă mobilizare, ne luptăm cu rușii. Câți ori să spună, domnule, dar stai puțin, eu sunt în Italia, eu sunt în Spania, un am familie aici. Un alt exemplu și studenții de la medicină, că dacă mergi la o facultate de medicină și îi întrebi câți ar fi dispus să rămână în România să profeseze, ei din anul 3-4 deja învață franceză. Aici e vorba și despre altceva. Sunt multe, uitați că multe aspecte, mentalitatea s-a schimbat, armata a devenit o armată de profesioniști, războaiele nu se mai poartă așa cum se purtau în alte vremuri. Acum războiul este mediatic, este psihologic, este economic și așa mai departe. Deci puțin probabil să se pună această problemă mâine, poi mâine, hai să luăm arma în mână și să participăm la război. Și tinerii s-au obișnuit așa, mai ales cei care nu au apucat să fie înrolați în armată așa cum se făcea înainte de 1989. Nici măcar nu știu ce înseamnă cu adevărat. Exact. Nu știu ce înseamnă să particip la o pregătire în sensul acesta, nu știu ce înseamnă să respecti o ierarhie militară și așa mai departe. Deci, eu cred că lucrurile astea au trecut deja 25 de ani, deci aproape o generație, deja mentalitatea s-a schimbat și probabil că o întrebare astăzi ai fi dispus să te sacrifici pentru țară, eu cred că răspunsul ar fi așa puțin ocolit, adică n-ar fi un răspuns. Bine, nu mergem până la război, ci a renunțat la anumită bunăstare și a, nu știu, că se dau exemple pozitive pe la televizor, a renunțat la salariul de atâtea mii de lire pentru a face medicină, chiar ieri am văzut medicină în București pentru români. Vorbim de un alt tip de sacrificiu, pe timp de pace. Poate ar trebui studiat și chestia asta. Dar sunt foarte mulți români, eu chiar cunosc cazuri concrete de persoane care s-au stabilit în Marea Britanie și care vor să se întoarcă în România. Și planul lor este foarte simplu. Sunt acolo să strângă niște bani, să-ți cumpere aici o casă, niște lucruri care să le permită o viață decentă și apoi vor să se întoarcă aici, să-ți deschidă o activitate economică, profesională în țara. Deci soluțiile lor de emigrare nu sunt definitive, ci temporare. Vor să se întoarcă. Pentru că au plecat de aici din statutul de neangajat sau șomer. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vreau să încheiem cu un alt stereotip. Vorbeam în timpul pauzei de publicitate despre faptul că românii spun că au cele mai gustoase mâncăruri. Spuneți-ne dacă există vreun preparat tradițional românesc cu care să ne putem mândri ca țară. Dacă există vreun preparat românesc, cred că asta e întrebarea. Da. Da, bucuria noastră amestec de balcanic, da, turcesc, grecesc. E o întrebare foarte grea. Deci chiar e o întrebare foarte grea. A încerca a ne identifica particularitățile la nivel culinar este o preocupare mai recentă, să spunem așa. Aici e o mixtură, exact cum se întâmplă și cu zona în care trăim cu toții. E un amestec de influențe, atât balcanice, cât și orientale și occidentale. Toate și-au pus amprenta
asupra artei culinare românești. Important este că se îmbină atât de bine încât dă specificul zonei. Dacă, să spunem, mititei i-am într-o formă, să zicem așa, incipientă, i-am importat din Orient, mititeii noștri sunt aparte, pentru că au și un picuț de usturoi, au și un condiment acolo, deci de fiecare dată vom găsi acel specific care, să spunem, că e specificul nostru național. Așa e și cu sărmăluțele, așa e și cu fasolea cu ciolan, dar dacă te duci și la sârbi, mănânci la fel de bine ca în România și la bulgari la fel. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Emisiunea noastră a ajuns la final. Noi vă așteptăm și mâine seară de la 18:30 cu noi subiecte importante ale zilei. La mulți ani încă o dată!